Iată titlurile acestei ediții. Focuri de armă la Botanica, reglări de conturi între șoferi pe strada Botanica Veche 45 din Chișinău. Doi moldoveni au fost internați noaptea trecută în stare foarte gravă la spitalul de urgență din Focșani, România, în urma unui incendiu. Un copil de 7 ani, dar și mama acestuia din satul Șestace, raionul Șoldănești, au murit după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon. O locuitoare a raionului Cahul va compărea pe banca acuzaților, bănuită că racola tinere pentru a se prostitua în Turcia. Trei tineri originari din raioanele Strășeni și Fălești au fost reținuți de polițiști, bănuiți că au furat două motociclete dintr-un garaj din capitală. Poliția Capitalei a activat un regim sporit în contextul condițiilor meteo nefavorabile din ultimele zile. O locuitoare a raionului Cahul va compărea pe banca acuzaților pentru complicitate la comiterea proxenetismului, după ce împreună cu o prietenă și un turc au racolat și determinat două cetățenice din Republica Moldova să se prostitueze în Turcia. Procuratura municipiului Chișinău a finalizat urmărirea penală și a transmis în judecată dosarul de învinuire a acesteia. Inculpată de comun cu o prietenă și un cetățean turc, ar fi îndemnat în cursul anului 2015 două tineri să presteze servicii sexuale în Turcia, pentru care vor fi bine remunerate. După ce au primit acordul fetelor, inculpații le-au procurat bilete la avion și le-au organizat deplasarea într-o stațiune turistică amplasată în provincia Mugla, din sud-vestul Turciei, unde acestea au prestat servicii sexuale în mai multe apartamente. Totodată, procurorii continuă urmărirea penală în privința prietenei inculpatei și a cetățeanului Turciei, aceștia fiind anunțați în căutare. Dacă vor fi găsiți vinovați, bănuiții riscă până la 7 ani de închisoare. Încă un accident rutier în capitală cu implicarea unui taximetru și un troleibuz de linie. Un tânăr de 22 de ani, pasager în taxi, a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce taximetrul cu care se deplasa s-a izbit violent într-un troleibuz de pe ruta numărul 4. Totul s-a întâmplat în seara zilei de 28 februarie, în jurul orei 23, pe strada Vasile Lupu din sectorul Buiucane al capitalei, în proximitatea ambasadei Ucrainei. Automobil de model Dacia Logan, ce aparține unei firme de taxi, condus de șofer în vârstă de 38 de ani, s-a tamponat cu troleibuz de pe ruta numărul 4, condus de șoferiță în vârstă de 61 de ani. Preliminar vinovat de comiterea accidentului se face automobilul de model Dacia, care n-a respectat regulile de circulație. Niciun pasager care se afla în troleibuz nu a avut de suferit. Potrivit poliției, șoferul care se face vinovat de producerea accidentului riscă 1.500 de lei amendă și 6 puncte de penalizare. Acesta este cel de-al doilea accident rutier înregistrat în ziua de 28 februarie în capitală, cu implicarea unui troleibuz și un taximetru. Primul s-a produs ieri după amiază pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, în apropiere de intersecția cu strada Serghei Lazo. În urma impactului, pasagera din taxi, în vârstă de 51 de ani, a decedat în drum spre spital. Victima este Larisa Crudu, șefa secției Educație și Tinere din cadrul Direcției Generale Educației al Primăriei Chișinău. Șoferul taximetrului a fost transportat în stare gravă la spitalul de urgență. Nici în acest caz, niciun pasager al troleibuzului nu a avut de suferit. Poliția urmează să stabilească toate circumstanțele. Pe cazul dat va fi pornită o cauză penală în stabilirea tuturor circumstanțelor. Urmează a fi ridicate înregistrările video de pe camerele de supraveghere din preajmă. Troleibuzul implicat în accidentul de ieri după amiază era de pe ruta numărul 1. Din imagini se vede că troleibuzul a tamponat mașina care este avariată din partea stângă. Eu, după amiele ce am informații operative, că șoferul de troleibuz se deplasa pe strada Ștefan cel Mare și taxiul a ieșit de pe Serghei Lazo și se face vinovat. Dacă are, va fi decizia poliției, nu pot să zic. Asta e pe ce fie a noastră concluzie operativă. Potrivit legislației, șoferul care va fi găsit vinovat riscă până la 7 ani de închisoare. De la începutul acestui an s-au produs deja 3 accidente rutiere cu implicarea troleibuzelor, 2 dintre care s-au produs în aceeași intersecție și anume bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt și strada Serghei Lazo. Primul accident s-a întâmplat pe 16 ianuarie, atunci șoferul unui automobil s-a angajat într-o manevră de virare la stânga, fără să cedeze trecerea troleibuzului care se deplasa regulamentar pe bulevard. Un copil de 7 ani, dar și mama acestuia, au murit după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon. Tragedia a avut loc noaptea trecută în satul Șestace, raionul Șoldănești.
Potrivit pompierilor, cadavrele au fost găsite de către concubinul femeii, care a anunțat imediat ambulanța și poliția. Vorbim de decesul a două persoane, o femeie anul nașterii 1976 și un minor anul nașterii 2010. Circumstanțele și cauza decesului urmează a fi stabilite. O versiune preliminară ar fi intoxicarea cu monoxid de carbon. Corpurile neînsuflețite ale victimelor vor fi supuse expertizei medico-legale pentru a determina cu exactitate cauza morții. Doi cetățeni din Republica Moldova au fost internați în noaptea de 28 februarie în stare foarte gravă la spitalul de urgență din Focșani, România. Aceștia au suferit arsuri pe aproximativ 30% din suprafața corpului în urma unui incendiu. Potrivit adevărul.ro, moldovenii erau într-un tir staționat pe raza comunii Golești și se încălzeau de la o butelie de gaz, însă aceasta a explodat și a provocat un incendiu. Detașamentul de pompieri Focșani a intervenit cu 4 auto speciale. Bărbații au fost transportați la spital cu o ambulanță smurt și internați în secția de chirurgie plastică. Unul dintre ei prezenta arsuri ușoare de grad 1, arsuri pe față, pe braț și antebraț, coapsă și gambă, arsuri ușoare, în vârstă de 35 de ani are bărbatul. Acesta va rămâne în continuare la spitalul nostru sub supraveghere medicală. Cel de-al doilea, în vârstă de 36 de ani, prezenta arsuri de gradul 2 și 3, pe aproximativ 35% din suprafața corporală. Contactată de echipa 902, purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean de Urgență Sfântul Pantelimon, Focșani, Alina Cosma, a declarat că unul din bărbați a fost transferat la Spitalul Floreasca din București. Ei de dimineață au fost băgați în sala de operație la noi. Li s-a îngrijit și li s-au evaluat arsurile. Au fost pansați, iar după ce a fost stabilizat, cel de-al doilea a fost trimis la spitalul din Floreasca. Cel de 35 de ani nu va suferi nicio intervenție chirurgicală. În rezultatul incendiului, cabina tirului a ars în totalitate. Un bărbat de 45 de ani a ajuns la spital după ce a fost împușcat aseară în sectorul botanic al capitalei. Totul s-a întâmplat pe strada Botanica Veche. Unele surse media scriu că ar fi vorba despre o reglare de conturi între doi șoferi care nu s-au putut înțelege în trafic, iar totul s-a lăsat cu împușcături. Totodată, din imaginile postate pe internet, se observă două autoturisme care s-au ciocnit frontal. La fața locului au intervenit procurori din Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale ai Procuraturii Municipiului Chișinău și ofițeri din cadrul Inspectoratului Național de Investigații. Cercetările au durat până la ora 5 dimineața. Poliția a fost înștiințată aseară, 28 februarie, în jurul orei 7-8, despre împușcături. Mai exact, un bărbat a solicitat ajutorul medicilor, acuzând și informându-i pe medici că are o plagă prin împușcătură în zona mâinii. Medicii i-au acordat primul ajutor și este spitalizat în acest moment. Potrivit procurorilor PC Cox, victima rănită are 45 de ani și este locuitor al capitalei, iar în trecut ar mai fi fost în vizorul organelor de drept. Procurorii spun că au ridicat tuburi ai unei arme necunoscute, care au fost remise la expertize pentru stabilirea modelului armei respective. Totodată urmează să afle câte împușcături au fost efectuate. La moment, procurorii au mai multe versiuni. Totodată, în baza descrierii tuturor circumstanțelor și respectiva probelor acumulate, sunt mai multe versiuni. Nu aș dori să le comentez versiunile care se vehiculează acum în presă, pentru că noi avem versiuni de bază și avem versiuni viabile care sunt confirmate de probă și suntem optimiști în faptul că vor fi descoperite și persoanele care au comis infracțiunea și stabilite toate circumstanțele. Cele surse media mai scriu că mai mulți indivizi cu cagule pe cap au tras de cel puțin 15 ori într-un automobil în care se afla victima, după care au fugit. Se presupune că s-a tras dintr-un Kalashnikov, informația însă nu a fost confirmată oficial de organele de drept. Trei tineri originari din raioanele Strășeni și Fălești au fost reținuți de polițiști, bănuiți că au furat două motociclete dintr-un garaj din capitală. Potrivit oamenilor legii, suspecții ar fi pătruns într-un garaj de pe strada Mircești din sectorul Râșcani, de unde au sustras motocicletele. Ulterior, cei trei tineri au fost identificați și reținuți, iar unitățile de transport au fost depistate în raionul Strășeni, în curtea casei unuia dintre bănuiți. Cei trei tineri și-au recunoscut vinovăția, comunicând polițiștilor că au pătruns în garaj prin deteriorarea lacătului, de unde au sustras cele două motociclete, una de model Honda, a doua de model Suzuki, astfel cauzându-i părții vătămate un prejudiciu în sumă de 8.000 de euro.
Bănuiții cu vârstele cuprinse între 19 și 28 de ani sunt cercetați penal pentru furt, iar dacă vina acestora va fi dovedită, riscă pușcărie de până la 4 ani. Totodată, oamenii legii verifică complicitatea tinerilor și în alte cazuri similare. Zăpada și ghețușul îi pun în dificultate chiar și pe șoferii cu experiență. Tot mai multe mijloace de transport rămân blocate pe drumuri din cauza ghețușului și a zăpezii. Numai în apropiere de postul vamal Vulcănești-Vinogradovca, în ultimile 24 de ore, salvatorii și pompierii au deblocat 12 mașini și 2 autocamioane rămase împotmolite. De ajutorul angajaților Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au avut nevoie și mai mulți conducători auto, care au rămas blocați pe drumurile din raioanele Comrat, Cimișlia și Fălești. Din fericire, salvatorii au reușit să intervină la timp și nimeni nu a avut de suferit. Totodată, aproape 400 de angajați ai Administrației de Stat a Drumurilor au împrăștiat peste o tonă de material antiderapant pe traseele din țară. În acest context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență recomandă șoferilor să fie prudenți în timpul șofatului și să respecte normele de securitate. În caz de urgență, cetățenii sunt îndemnați să apeleze numerele scurte 901, 902 sau 903. Peste 198 de persoane fără loc de trai cazate în centrele de triere. Poliția Capitalei a activat în regim sporit în contextul condițiilor meteo nefavorabile din ultimele zile. Acțiunile polițiștilor au avut scop prevenirea cazurilor de hipotermie în rândurile persoanelor aflate în dificultate, fără loc permanent de trai și cazarea acestora la centrul de găzduire din strada Haltei, Chișinău. Astfel au fost verificate 189 de adrese, 73 de subsoluri ale caselor de locuit, case aflate în construcție. În urma activităților demarate, polițiștii au localizat și documentat 198 de persoane fără loc permanent de trai, originare din Chișinău și din diferite raioane ale țării. Oamenii legii au petrecut măsuri de prevenție cu recomandări pentru a nu deveni victime. Toate persoanele au fost îndrumate să meargă la centrele de găzduire. Respectiv, Poliția Capitalei va sesiza autoritățile publice locale și serviciile de asistență socială din localitățile de baștină a persoanelor, privind luarea măsurilor prevăzute de legislația în vigoare, conform competenței. Mai multe evenimente din țară și de peste hotare, pe scurt. O tânără din Republica Moldova a murit după ce a căzut sau s-a aruncat de la etajul 6 al unui bloc de locuit. Tragedia a avut loc în seara zilei de 28 februarie în orașul București, România. Potrivit presei române, echipajul de ambulanță a ajuns la fața locului, a încercat să o resusciteze pe tânără, însă fără succes. Deocamdată nu se știe dacă este vorba despre suicid sau o crimă. Tânăra locuia împreună cu iubitul său, acesta fiind un bărbat cu 21 de ani mai mare, care lucrează în cadrul Ministerului Apărării Naționale. Polițiștii din România urmează să stabilească cum s-a întâmplat totul. 3 bărbați au fost reținuți în zona de frontieră, bănuiți că au vrut să intre ilegal în țară. Primul caz a avut loc în această dimineață, în apropiere de localitatea Palanca, Ștefan Vodă. Polițiștii de frontieră au reținut 2 conaționali care ar fi vrut să intre în Moldova din Ucraina prin ocolirea punctului de trecere a frontierei. Persoanele au fost reținute pentru 72 de ore, iar pe numele lor a fost deschis dosar penal. Un alt caz a avut loc în apropiere de satul Antonești, Ștefan Vodă. Aici, oamenii legii au surprins un bărbat care de asemenea a vrut să ajungă în Moldova din Ucraina. Acesta le-ar fi declarat polițiștilor că este moldovean, însă acesta nu avea acte și nici nu figurează în baza de date. Cetățeanul neidentificat a fost plasat la sediul Biroului Migrație și Azil până la elucidarea circumstanțelor. Aproape 150 de cartușe de vânătoare au fost descoperite de către polițiștii de frontieră moldoveni împreună cu cei ai Ucrainei în mașina unui cetățean ucrainean care a vrut să intre în Republica Moldova. Totul a avut loc pe 28 februarie în punctul de trecere comun Palanca Maiechiu-Dobnoie. Potrivit polițiștilor de frontieră, în urma unui control, oamenii legii au găsit cartușele în portbagajul mașinii, într-o cutie predestinată pentru scule de vânătoare. Șoferul nu a putut prezenta niciun act care ar confirma deținerea legală a cartușelor. Ca urmare, cartușele au fost ridicate, iar ucraineanului nu i s-a autorizat trecerea frontierei. Cazul este cercetat în continuare de către angajații serviciului vamal al Ucrainei. Cadavrul unui bărbat a fost găsit în după-amiază zilei de 28 februarie pe o stradă din orașul Comrat. Acum oamenii legii încearcă să stabilească identitatea decedatului. Potrivit polițiștilor, pe corpul victimei nu au fost observate careva semne de moarte violentă. Decedatul are înălțimea de 1,60-1,65 m, părul scurt și corpolență medie. Era îmbrăcat în geacă neagră, pulover în carouri și pantaloni gri. Persoanele care dețin vreo informație despre bărbatul decedat sunt rugate să anunțe poliția la 902 sau la numerele de telefon indicate pe ecran. Confidențialitatea surselor este garantată.
Dacă deții imagini sau informații ce pot deveni o știre, expediază-le pe adresele indicate pe ecran. De asemenea, poți contacta echipa 902 la numărul de telefon 062 071 902. Știrea ta o va vedea o țară întreagă.